a găsit o pungă plină cu carne. Și când a văzut punga asta, el s-a uitat la ea și a zis, hm, o pungă cu carne, haide să o iau acasă. Dar eu una nu îl cred. Eu cred că a luat punga aia ca să o mănânce el, dar în fine, trecem peste treaba asta. <fixi> Salutare, pentru că și bine v-am găsit. Dacă vi se pare că mă cunoașteți undeva, e probabil de la acest cont de TikTok, iar dacă nu mă cunoașteți, e bine, eu sunt Ceci, iar aici o să vorbim despre cei mai oribil criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Astăzi o să vorbim despre una din cele mai bătrâne criminale în serie din întreaga lume și țin să vă spun că acest videoclip nu este ușor deloc de înghițit. Și în caz că nu ați văzut după titlu, astăzi o să vorbim despre o bunicuță pe nume Sofia Zucova. Toată întâmplarea asta se întâmplă în Rusia între anii 2005 și 2019, iar cât vă pregătiți mental și spiritual de acest videoclip, nu uita să lăsați un like, un comentariu despre următorul criminal despre care vreți să vorbesc și bineînțeles părerea voastră la acest videoclip și ca să putem să continuăm să facem astfel de videoclipuri, nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe. Aici e momentul în care trebuie să bag un mic mare disclaimer în care să vă zic că acest videoclip conține informații și imagini care pot afecta emoțional. Acest videoclip este făcut în scop educațional, iar dacă mâncați, lăsați mâncarea aia deoparte. Știu că nu o faceți, nu se merită, credeți-vă, uitați-vă în ochii mei, nu se merită, lăsați mâncarea aia deoparte, ok? Ok. Așa că, fără să vă rețin, haideți să trecem la treabă.

Sofia Zucova s-a născut în 1939 în Rusia și nu știm prea multe despre copilăria ei decât că s-a născut pe la începutul al doilea război mondial și de aici o să te ducem că nu a avut o copilărie destul de ok, mai ales că toată treaba asta s-a întâmplat în Rusia, dar în viața ei de adult totul părea foarte ok, ea s-a căsătorit cu un bărbat pe nume Ivan și au și avut trei copii împreună, totul bine și frumos, a dus o viață de adult destul de decentă, până când mai târziu unul din copiii ei a murit și în 2005 câțiva mai târziu de la prima moarte a copilului, a murit și soțul ei, Ivan. Și faza a fost că ăsta a fost punctul în care totul s-a schimbat, ăsta a fost punctul în care s-a dezlănțuit iadul, să zic așa, și ea a început să ți devină destul de rea cu vecinii, începea să țipe la copii. Vă pun aici o poză cu ea, genul ăsta de bunicuță. Ea a început să ți devină atât de malefică încât începuse să o și câinii și pisicile care treceau prin fața blocului, mai danezii. Adică aici ai cu oamenii, ok, înțeleg aici ai cu oamenii, dar ce ai cu animalele? Acum să aveți o imagine în cap de cum arăta bunicuța noastră. Ea era foarte dezvăzută în public că avea după ea un topor. Purta foarte multe haine bărbătești, mai ales din alea de camuflaj. Și pe lângă toată treaba asta, ea mai și lucra la un abator ca măcelară. Ea acolo tăia și jupăia porci. Și aici o să vă mai bag un mic disclaimer în care să vă zic să puneți mâncarea deoparte. Știu că nu m-ați ascultat de prima dată, dar Sofia locuia în acest bloc și tot în acest bloc locuia această fetiță, numele ei era Anastasia Alexinco și avea doar 8 anișori. Și problema era că bătrânica noastră avea ceva cu fetița asta, mereu țipa la ea, mereu era supărată pe faptul că făcea gălăgie și mereu ieșea la ea să o certe și să-i spună să tacă din gură. Iar în una din ocazii, Anastasia, fetița noastră de 8 anișori, foarte rebelă de fel, i-a aruncat cu înghețata în față, avea o înghețată mână, ia de aici, tanti, lasă-mă în pace. Anastasia, fetița mea, mai bine să te cu minte și treaba ei că părinții ar trebui să-și învețe copiii cum să să vorbească cu oamenii și nu neapărat că trebuie neapărat să respecti pe cei bătrâni, dar faptul că nu știi niciodată când ai de un criminal în serie pe care îl enervezi, atât, de, atât de mai trebuie să le enervezi, atât îi mai trebuie să le enervezi și te moară. Okay? Asta nu este o lecție de viață neapărat pentru copii, este o lecție de viață pentru toată lumea. Nu vă puneți cu toți oamenii, mai ales dacă știți că sunt răi și au față de criminal, pentru că nu ai cum să la bunicuța asta și să-mi zici că avea față de înger. Mm -mm. Sorry. Voi acum o ziceți că eu judec cartea după copertă, dar după ce aflați ce a făcut, nu mai aveți ce să-mi ziceți. Sorry, not sorry. 14 decembrie 2005, Anastasia vine acasă de la școală cu prietena ei, o salută, intră în bloc și problema este că nu ajunge niciodată în apartamentul unde o așteptau bunicii ei. Bunicii foarte îngrijorați că Anastasia n-a mai ajuns acasă, o sună pe prietena ei și ea confirmă că a văzut-o pe prietena ei cum intră în bloc, doar că de la intrarea până în bloc, până la apartament, ceva trebuia să se fie întâmplat pentru că această fetiță este dată dispărută imediat la poliție. Iar a doua zi, fata cu care era le spune părinților ei că de fapt când a văzut-o pe Anastasia că a intrat în bloc, a văzut-o și pe Sofia, bunicuța noastră malefică, cum stătea pe acolo și a spus că a recunoscut-o pentru că o știa ca fiind bătrânica ce are din bloc, pentru că la un moment dat, aparent, le-a și amenințat cum că dacă nu ar face liniște, le taie capul și mâinile. Și acum o chestie foarte ciudată, da. Sofia a fost chemată la secția de poliție unde a spus că ea de fapt se înțelegea foarte bine cu Anastasia și că chiar atunci când soțul ei era în viață, Anastasia mai și mergea pe la ea acasă să se joace cu ea și să deseneze împreună, doar că ea nu le-ar fi zis părinților ei pentru că nu voia să fie certată. Acum eu nu înțeleg ce părinte și-ar certa copilul că se duce la vecin să deseneze, dar oricum eu nu înțeleg cum toată lumea a crezut-o pe această bătrânică. A și după toată treaba asta ea mai și spus că a văzut-o pe fetița de 8 ani cum a venit acasă de la școală și după scurt timp a ieșit din bloc și a plecat. Eu nu știu ce și s-au uitat la femeia asta și a crezut 100%, dar au lăsat-o să plece acasă și ea nu a fost suspectată în continuare. Dar și o altă chestie după toată tragedia asta, părinții fetei au fost sunați la un moment dat, au primit un apel anonim în care li s-a spus că Anastasia, fetița lor, este încă în viață, care după s-a dovedit a fi o mare minciună și aceasta a fost doar o glumă foarte proastă. 13 zile mai târziu, un bărbat trecea pe lângă groapa de gunoi și a găsit o pungă plină cu carne. Și când a văzut punga asta, el s-a uitat la ea și a zis, hmm, o pungă cu carne, haide să o iau acasă. El a zis, el de fapt a zis că a luat acasă pentru care că câini și vrea să le dea de mâncare la câini, dar eu una nu-l cred. Eu cred că a luat punga aia ca să o mănânce el, dar în fine, trecem peste treaba asta. Și în punctul în care a deschis acea pungă, a găsit de fapt niște rămășițe de la corpul lui Anastasia și pe lângă capul ei decapitat. Care a fost cauza morții oare? A fost ciopărțită cu un topor. Dacă, dacă nu e la mintea prostului, eu nu știu, nu mai înțeleg. Nu înțeleg de ce Sofia a fost lăsată să plece liniștită fără să fie suspectată în continuare, fără să fie investigată în continuare, mai ales când vecinii erau conștienți că ea deține au un topor, dar trecem peste treaba asta. Ani buni de zile, crimă a fost nerezolvată și cazul a rămas deschis iar ăsta este momentul în care noi o să sărim peste câțiva ani, mai exact 8 ani și o să ajungem în martie 2013, unde o femeie pe nume Anastasia McKeever da și o mare coincidență, această bătrânică avea 77 de ani și ea voia să se mute împreună cu fica ei, dar până mutarea era finalizată nu prea avea unde să stea, așa că a sunat-o pe prietena ei, nimeni alta decât Sofia Zukova. Sofia i-a oferit să stea în apartamentul ei, a zis că pentru câteva zile este perfect ok, dar nu la mult timp după ce Anastasia s-a mutat cu Sofia, ea a început să nu mai răspundă la mesaje, nu mai răspundea la telefon și fica ei a început să devină din de ce în ce mai îngrijorată pe treaba asta și s-a dus la poliție și a dat-o dispărută pe mama ei. Polițiștii se duc acasă la bătrânica noastră malefică și ea le spune că de fapt Anastasia a plecat acum câteva zile să-și viziteze niște rude într-un alt oraș. Iar partea bizară este că fata ei l a spus polițiștilor că de fapt ele nu aveau nicio rudă într-un alt oraș. Și că timp Sofia era interogată, unul din polițiști observă că pe pereți erau niște pete de sânge și au întrebat-o de unde sunt acele pete de sânge și ea a spus că de fapt Anastasia avea foarte multe sângerări nazale și de aia se pot găsi câteva picături de sânge prin apartament stânga și dreapta. Polițiștii nu au crezut 100% că Sofia este nevinovată, dar pentru că nu aveau nicio dovadă că ea ar fi fost responsabilă pentru dispariția lui Anastasia, au plecat. Ce care faza? Eu am impresia că pentru faptul că Sofia avea 74 de ani în punctul ăsta și ea era o bătrânică, nimeni nu ar fi crezut că ea de fapt ar fi fost un criminal în serie sau că ea ar fi fost vinovată pentru ciopărțirea unei fetițe de 8 anișori și dispariția unei femei de 77 de ani. Adică cine ar fi crezut că la vârsta ei ar sta să omoare oamenii în stânga și în dreapta? Eu aș fi crezut. După aceste tragedii, Sofia noastră a început să dezvolte noi hobby-uri și parcă început să devină din ce în ce mai bună cu toată lumea și în semn de iertare pentru toți vecinii a început să și-a din timpul ei liber și să gătească și să pregătească tot felul de răcituri sau piftii, depinde cum se zice la voi în zonă, știți voi gelatina asta cu carne înăuntru și a început să o împartă la toată lumea, la vecini, la copii, la cei din bloc. Și eu cred că în punctul ăsta sunt mai confuză decât vecinii. Deci, ce de deodată s-a schimbat? Și în al doilea rând, de ce ar accepta vecinii o mâncare cu carne făcută de la această bătrână, știind că cu mult timp în urmă, ea o animalele de pe stradă și în al doilea rând au mai și dispărut doi oameni întregi din blocul ăla. În fine, nimic suspect într-adevăr. Și pe lângă toată treaba asta, Sofia începe să-și renoveze în casă. Mută dulapuri, aruncă dulapuri, schimbă covoarele de pe jos, aruncă tapeturi, știți voi, renovare în totalitate, Mă întreb oare de ce. Peste câteva zile inevitabil rămășițele lui Anastasia, bătrânica noastră de 77 de ani care dispăruse, au fost găsite lângă un gunoi din apropierea locului și nu a fost deloc suspectată pe treaba asta și cazul s-a încheiat acolo. Bine, investigația încă era deschisă, dar la fel ca Anastasia cea de 8 anișori, nu s-a găsit nicio dovadă, nu s-a găsit absolut nici măcar un indiciu despre cine ar putea să facă ceva atât de oribil. Sori. Acum mergem mai departe în anul 2019. 4 ani mai târziu. Sofia noastră are 81 de ani și un bărbat în vârsta de 57 de ani pe nume Vasilii Șleici a fost evacuat din apartamentul în care locuia și își căuta un loc unde să stea. Acum oare vă întrebați unde și-a găsit? Da, la Sofia în apartament. Nu la mult timp după asta, într-o noapte, vecinii sună la poliție să se plângă că din apartamentul Sofiei se aud niște zgomote foarte puternice și deodată s-a auzit și un om cum țipa foarte tare. Și nu înțeleg de ce polițiștii nu s-au dus în noaptea aia să investigheze sau să vadă ce se întâmplă acolo, dar a doua zi, Vasilii e negăsit nu apare la muncă. Colegii de muncă sunt un pic îngrijorați pe ce se întâmplă. Câteva zile mai târziu, el tot nu apare la muncă, așa că colegii lui sună la poliție și îl dau dispărut. Autoritățile fac 2 plus 2 cu ce s-a întâmplat în seara aia și cu faptul că Vasilii a dispărut, așa că se duc direct la Sofia acasă. A, da, și tot în ziua aia, la gunoiul din apropierea blocului, niște copii au găsit niște pungi cu rămășițele unui cadavru, care, spre nemirarea tuturor erau ale lui Vasili. Autoritățile se duc acasă la Sofia, unde acolo găsesc un topor plin de sânge, iar frigiderul era plin de carne. Și când zic carne, nu mă refer la carne de animal, din păcate. Și deși ea a negat tot de data asta, nu a mai reușit să scape basma curată și a fost arestată. În sfârșit, după... Să mai fac iară calcule. Din 2005 până în 2019. După foarte mulți ani. 14 ani. Vedeți? Știu matematică. După câteva zile, după ce a stat în arest, Sofia, de fapt, își schimbă povestea și le spunem polițiștilor că de fapt în acea noapte Vasilii a venit acasă cu un prieten și cei doi au început să o agreseze sexual, iar ea în schimb de autoapărare a luat toporul, prietenului a fugit cât a putut de repede, dar pe Vasilii a reușit să îl ciopărțească, după care a păstrat carnea și rămășițile le-a aruncat. De ce a păstrat carnea oare nu știu, voia să le mănânce, voia să facă răcituri pentru vecini, voia să le dea la câini, nu vom ști absolut niciodată. Bine o să vă zic eu, aparent ce Sofia este arestată și cât timp își așteaptă procesul, ea se împrietenește cu colegii de celulă și începe să le povestească de fapt cum că ea l-ar fi omorât pe Vasile nu din autoapărare, ci pentru că pur și simplu a enervat-o puțin și le-a povestit fiecare detaliu în parte și pe lângă toată treaba asta, ea mai și fost foarte mândră de faptul că Vasile nu a fost prima lui victimă. Au mai fost două victime înainte, știu, șocant. După care le-a povestit cum a răpit-o pe fetița de 8 ani, a ținut-o captivă timp de două săptămâni Mâni, după care a decis că e timpul să o ciopărțească, să îi arunce rămășițele la groapa de gunoi și după toată treaba asta să sune cu ascuns părinții fetei și să le spună că fetița este în viață ca să le dea speranțe false. Foarte amuzant, ce pot să zic. Nu știu, mi se pare oricum o foarte mare tragedie, mai ales că toată treaba asta a început cu fetița asta de 8 ani. A, și pe lângă asta i-a spus că a mai și aruncat din bucățelele rămase din ea la mai maidanezii care erau pe lângă bloc. Colegii de celulă, bineînțeles, foarte șocați de ce au auzit, s-au dus direct la poliție și le au spus tot ce a făcut Sofia. Sofia după care a recunoscut într-o anumită măsură, le-a spus toate detaliile din toată povestea cu fetița de 8 anișori și după asta le-a și recunoscut că ea a cepărțit-o pe Anastasia Prietenei de 77 de ani pentru că s-au certat foarte puțin. Aici e punctul în care foarte multă lume iese în față și încep să spună cum că e incredibil că deși această bunicuță era foarte rea, ea își lua din timpul ei propriu ca să gătească diferite preparate din carne, în special răcituri, ca să le împartă copiilor din vecini și părinților lor. Și că de foarte multe ori acele preparate, acele răcituri aveau un miros foarte nasol. Mă întreb oare de ce? Mai oameni buni, dar voi, eu nu înțeleg, oamenii nu au common sense? Nu se, nu se practică, nu pot să înțeleg. Adică aveți toate chestiile astea, de ce nu faceți 2 plus 2 și din punctul în care femeia asta umbla cu un topor după ea și dădea o travă la animale de pe stradă, care săracele animale, da, și care era foarte rea cu toată lumea și care oamenii ăștia au locuit la ea în casă și au dispărut bine, nu Anastasia prima, dar a doua și Vasilii. If 2 plus 2 is 4, nu mai înțeleg nimic. A da și, bunicuța <hă> noastră de 81 de ani a fost și examinată psihologic și aparent era perfect sănătoasă. Nu avea nicio problemă mentală. Vă vine să credeți? Că mie nu. În octombrie 2020, când procesul a început, Sofia și-a schimbat povestea și a negat absolut tot ce a zis până acum. A zis că tot ce a zis, a zis-o așa, la mișto, nu știu, a zis-o pentru că a fost împinsă de la spate să recunoască, pentru că se simțea și ea că vrea să aibă o poveste interesantă, dar ea, de fapt, nu a făcut nimic din toate astea și nu se știe de ce era carne la ea în frigider și nu se știe de ce s-a găsit un topor plin de sânge la ea în apartament. A negat tot, dar deja era prea târziu pentru că existau foarte multe dovezi încât ea să primească o sentință și să fie găsită vinovată, iar în punctul în care sentința s-a citit, Sofia a început să râdă în hohote. Se distra foarte tare. Ea se distra foarte tare în punctul în care sentința a fost citită. Probabil vă întrebați care a fost sentința și sincer încă nu a ajuns seseră la un verdict. Tot ce știam e că a fost găsită vinovată și sincer nici nu cred că contează pentru că două luni mai târziu, pe 29 decembrie, bunicuța noastră s-a îmbolnăvit de COVID și a murit. Și abia după ce a murit s-ar fi speculat că Sofia ar fi fost vinovată pentru o altă dispariție care s-a întâmplat în anul 2013. O femeie în vârstă de 83 de ani pe nume Nina Babenko ar fi dispărut în timp ce stătea la ea în apartament, dar pentru că nu s-a găsit nicio dovadă ca până acum, ea nu ar fi fost suspectată. Deci, practic, nu ar fi fost doar 3 victime, ar fi fost 4 victime dacă treaba asta ar fi adevărată, ceea ce eu cred că chiar s-a întâmplat. Dar nu sunt atât de multe dovezi pe treaba asta. Ce a făcut această Granny este extrem de oribil și până în ziua de azi ea rămâne una dintre cele mai bătrâne criminale în serie din istorie și, sincer, până aici a fost și cu această tragedie. Vreau să vă aud părerile în comentarii despre toată tragedia asta, toată povestea asta oribilă, că până la urmă au fost 3 victime, eventual 4. Nu știm sigur 100%, dar eu zic că 4. Și dacă ați rezistat să vă uitați până la sfârșit și să mâncați în același timp, vă felicit! Bravo, felicitări! Eu nu suport răcitura în general, apoi să mai fie și cu carne de om. Și nu uitați să vă arătați susținerea printr-un like, un comentariu cu următorul criminal despre care vreți să vorbesc, bineînțeles părerea voastră despre acest criminal și dacă toți sunteți pe acolo, nu uitați să lăsați un subscribe ca să putem să continuăm să facem astfel de videoclipuri și acolo este un butonaj de clopoțel dacă vreți să primiți notificări de fiecare dată când postez eu. Iar dacă toți suntem în acest topic, nu uitați să veniți pe Instagram unde postez cât mai multe chestii despre viața mea, cât mai multe update despre ce o să postez și cât mai multe poluri. Iar până Data viitoare stay safe. Spune-ne, Boris, ce părere ai despre acest caz? Da, știu că era mai bătrână decât tine, dar. Uh -huh, nu are nici o părere bună. Vă zic ceva, dar nu mai știu.